KTM 300 DPI și aproape toate KTM-urile 2017-2020. Cod de eroare pentru display R04. Problema care este bateria. Are o baterie de 3V. În cazul meu am cumpărat una litium. Cod KR2430. Demontarea speedometerului este foarte simplă. Scule necesare, o șurubeniță dreaptă, un ac și un tors de 20. După demontarea farului, desfacem cele două șuruburi pentru a putea ridica sus speedometerul. După demontarea șuruburilor, speedometerul se ridică doar în sus. Eu nu prefer să îl demufez. Voi face operațiunea direct aici. Cu o șurubeniță dreaptă se desface capacul acesta și se înlocuiește bateria. Începem prin demontarea capacului cu șurubenița dreaptă. Capacul arată așa. Practic doar se învârte. După care extragem bateria din interior cu acul și o înlocuim. Bineînțeles, montajul se realizează în ordine inversă și la un prim test eroarea cu R04, bineînțeles că dispare.